Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie în fiecare an pe 20 iulie. Acesta este considerat de către credincioși ca fiind făcător de minuni și aducător de ploi. Legenda spune că la nașterea sa, tatălui a zărit mai mulți oameni îmbrăcați în alb care îl înveleau pe fiul său în scutece de foc. Mi-a și generat o tradiție populară datorită faptului că el nu a cunoscut moartea, ci a fost ridicat, conform Vechiului Testament, ridicat la cer într-un car aparent așa înconjurat de foc. Ilie a săvârșit și păcate. Acesta și-a ucis părinții la îndemnul diavolului. De această zi se leagă mai multe tradiții și superstiții. Este o slujbă, să zicem, ce se oficiază în mod obișnuit. Sfânta Liturghie, se pomenesc și cei adormiți, în special cei care poartă numele Sfântului și în popor se spune că nu se muncește. Zeci de credincioși au fost prezenți încă de la primele ore ale dimineții la biserică. Aceștia au ascultat slujba, s-au rugat și apoi au aprins o lumânare. Unii însă au uitat de regulile impuse de pandemie. Nu toți au avut mască de protecție în interiorul lăcașului de cult. Pentru pace, sănătate, liniște sufletească, pentru mântuire. Să ascult slujba, pentru să ne rugăm. Pentru sănătate, pace, liniște și doresc atât de multă fericire să fie pe fața pământului. Să nu mai fie atâta greutăți. Peste 140.000 de români își serbează onomastica. Dintre aceștia, cei mai mulți se numără bărbații. Cele mai folosite nume sunt Ilie, Ilinca, Lică și Lia.